Raiul, cunoscut și sub numele de paradis, este un concept prezent în multe religii și culturi. Acesta reprezintă un loc divin, un paradis etern destinat celor care au trăit o viață virtuoasă sau care au respectat principiile și învățăturile religioase. Iată câteva perspective asupra Raiului în diferite religii, creștinismul când creștinism, Raiul este descris ca fiind Regatul lui Dumnezeu un loc de fericire eternă și comuniune cu Dumnezeu. Acolo, credincioșii se bucură de prezența lui Dumnezeu și de absența suferinței. Islamul în Islam, raiul este cunoscut sub numele de Tiannah. Acesta este un paradis în care cei credincioși se bucură de fructe, plăceri și bucurii supreme, într-o armonie perfectă cu Dumnezeu. Hinduismul în hinduism există conceptul de svarga. Un loc de recompensă pentru virtuțile dobândite în viața pământească. Raiul Hindus este un loc de bucurie și armonie, dar nu este văzut ca o destinație finală, ci mai degrabă ca un loc temporar de răsplată. Budismul Budismul nu abordează raiul în termeni de recompensă divină, dar există conceptul de Nirvana, care reprezintă eliberarea de ciclul renașterii și suferinței. Nirvana poate fi considerat o formă de eliberare a suferinței, și, în acest sens, ca un tip de țirai, ce se presupune că există în Rai. Aici sunt câteva elemente comune de eliberare de suferință. Multe credințe concep Raiul ca un loc în care suferința și durerea nu mai există. Aici, oamenii se bucură de o viață fericită și pașnică, comuniune cu Divinitatea. Raiul este văzut ca un loc în care credincioșii sunt în prezența lui Dumnezeu sau a unei entități divine. Acesta este un moment de comuniune și unire spirituală, răsplata virtuților. Raiul este o recompensă pentru cei care au trăit o viață virtuoasă, morală și etică. Aici, ei primesc răsplata pentru binele făcut în timpul vieții lor. Evoluția conceptului de Rai a variat în funcție de schimbările culturale religioase și sociale de-a lungul istoriei. Indiferent de diferențe, ideea de Rai rămâne una dintre cele mai profunde și captivante preocupări ale umanității.